Românii lipsiți de orice formă de educație sfidează legea și în Bulgaria. Mai mulți turiști din țara noastră s-au scăldat în apele celor 7 lacuri ale Parcului Național Rila, deși zona este arie protejată. Mai mult decât atât, aceștia au fost avertizați de paznicul parcului că riscă să fie sancționați. Grupul de turiști români a mers să viziteze peisajele încântătoare ale Parcului Național Rila din Bulgaria. Se pare însă că oamenii nu s-au mulțumit doar cu privitul și au vrut să se și răcorească într-unul dintre lacurile protejate din zonă. Turiștii au ignorat cu desăvârșire avertismentul paznicului care le-a spus că riscă să fie amendați. Aceștia au refuzat să se legitimeze pentru ca ulterior să plece ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Mulți turiști nu se comportă în cel mai politicos mod față de angajații Parcului Național, funcționarii responsabili cu respectarea regimului și normelor din area protejată. Paznicii le-au făcut observație turiștilor români să iasă din lac și au fost tratați în schimb într-un mod insolent. Turiștii au refuzat să-și prezinte actele de identitate și au părăsit zona lacurilor, a declarat reprezentantul Parcului Național Rila, Ștefan Kirilov. Intrarea în apa celor 7 lacuri Rila este strict interzisă, iar cei care încalcă legea pot primi amenzi de până la 2600 de euro. Asta riscă și românii, mai ales că autoritățile bulgare sunt decise să-i identifice pe făptași. Pentru a-i găsi, bulgarii au cerut sprijinul Ministerului Afacerilor Externe din România.